știri pozitive la Moldova 1. Astăzi venim cu o ediție deosebită, pentru că și ziua e specială. Ziua Internațională a Copilului nu poate fi o zi obișnuită, pentru că în suflet cu toții suntem copii. Vom merge de 1 iunie cu toții într-o vizită la Centrul pentru Copiii Străzii din Cahul. Copiii Străzii din Cahul au o speranță de bine, pe care le oferă Centrul pentru Copiii Străzii Speranța. Și o vom cunoaște pe Nicoleta Panța, moldoveanca aflată la Londra, care lucrează pentru organizația Plan Internațional pentru beneficiul copiilor de pe diverse meridiane ale lumii. Mărturiile ei sunt despre munca pe care o face și despre sentimentul de a fi cetățean al Moldovei, care lucrează în beneficiul copiilor din peste 50 de țări ale lumii. Vom continua serialul I Love. După ce episoadele noastre au fost despre Bălți, Cahul și Chișinău, i-a venit rândul și Ochniței. Și spre final vom asculta mesajul pozitiv cântat de corul de bărbați Brio Sonoris. Directoarea Ludmila Covalenco împărtășește acum grijile cotidiene legate de activitatea Centrului pentru Copiii Străzii din Cahul, dar și bucuriile legate de implicarea altor copii din oraș în acțiuni de caritate pentru copiii vulnerabili. Din experiența mea proprie, eu foarte mulți ani am lucrat în Comisie pentru Problemele Minorilor. Și proiectul acesta l-am scris nu întâmplător. Eu foarte bine cunosc situația cu copiii, numai copiii străzi. Primul a fost deschis în 2007, Centrul Regional de Resurse pentru Tineri Impuls. Lucrându-se cu voluntarii și prin diferite proiecte cu centru, într-o vizită au fost la noi niște italieni din orașul Carmagnola, provincia Torino, Italia. Și lor foarte mult le-a plăcut prezentarea noastră a centrului de tineret. Și mi-a propus nouă să scriem un proiect. Și iată proiectul acesta, eu spun că el nu pur și simplu spontan, de mult pe mine mă frământă problema aceasta, că copiii sunt abuzați în familie, copiii care în zi pot să nu mănânce niciodată, copiii care nu sunt integrați în instituții preșcolare și școlare. Și în 2010, la 1 februarie, noi am început lucrul. Copiii noștri devin, iată dacă să luăm vârsta, de la 2 anișori și până la 15 anișori. Devin ei și din raion, și din orașul Cahul. Ei ca atare au mame, sunt mame solitare, doi copii au chiar tată biologic, dar sunt divorțați. Din 15, doar 2 care au casă. Restul trăiesc pe la diferiți bărbați. Ei pur și simplu n-au casă. În statutul nostru e scris că copilul trebuie să afle la noi în centru jumătate de an. Dar cu regret, majoritatea copiilor, 3 din ei sunt 3 ani, cum s-a deschis centrul, 10 din ei sunt câte 2 ani și doar, adică, cu Xiușa, care numai a venit 2 luni, adică, aici. Cu voluntarii am dat informația prin școli. Foarte mult mă bucur că mulți elevi singuri în școala lor organizează acții pentru copiii noștri. Aduc rechizite școlare, haine, încălțăminte. Foarte bună conlucrare avem cu agenții economici. Noi foarte des apelăm la ajutorul lor. De anul nou copiii scriu scrisori lui Moș Crăciun și noi. Să ne asigurăm să fim deschiși. Le scriem tot o scrisoare din partea centrului și încleiem și fotografie copilului. Și ia că ce dorințe copilul au, ei ca atare îndeplinesc. Ce dorințe erau? Costum sportiv, mașini de cult, păpuși care vorbește, ghetuțe, rochi de gală. Ionuț, el a cerut ceas de mână de joc. El costă cât acolo, 10 lei.
Dar asta era dorința lui și s-o procura. Tot mai mult și mai mult se deschide ușile centrului pentru societatea civilă și oamenii foarte mulți cunosc despre centrul nostru și mă bucură faptul că acum ei nu aruncă la gunoiște, dar duc singuri, au posibilitate să vadă ochii copiilor. Avem agenții economici din 2XL magazinul și fiecare zi de naștere, înainte cu vreo 2-3 zile, mă sun și se interesează ce anume dorește copilul. Și atunci ei procură aceasta și desigur că tort numai decât dulciuri și vin. Este o familie care tot se ocupă cu tortul și ei tot la fiecare zi de naștere, la sărbătoare, aduc un tort mare, frumos. Și asta desigur că ne bucură. Ce ne-am propus noi, iacătă eu spun că asta e mândria noastră, ceea ce am construit cu voluntarii, mini-ferma aceasta, unde trăiesc păsări și iepuri. Copiii au posibilitate să îngrijească de dânșii, să beneficieze chiar de ouă și să o deprindere de viață se formează. Nicoleta Panța este o moldoveancă aflată la Londra, de unde coordonează inițiativele sociale ale organizației Plan Internațional. Ea este mereu la înălțime, pentru că se află în avion spre diferite regiuni ale Asiei și Africii, unde copiii, ca să trăiască demn, au nevoie mai întâi ca să li se înregistreze nașterile. Cadrul proiectelor pe care noi le implementăm în 50 de țări ale lumii și vreau să vă spun că eu fac parte dintr-o echipă de oameni care încă mai cred că lumea poate fi schimbată și proiectul la care lucrez este doar una din activitățile organizației Plan International, care lucrează în 50 de țări ale lumii. Misiunea de bază este promovarea și lucrul pentru respectarea drepturilor copilului. Asta sună foarte științific, dar în mod normal este crearea unei vieți mai bune pentru copii. Asta este ceea ce facem noi. Dacă nașterea ta nu a fost înregistrată, tu ești un copil invizibil. Dacă ești un copil invizibil, tu nu ai drepturi. Ce înseamnă asta într-un limbaj mult mai accesibil? Dacă nașterea ta nu a fost înregistrată și tu ești o fetiță din Nepal, atunci părinților tăi este foarte ușor să-ți aranjezi o căsătorie forțată, pentru că tu nu ești capabil, nu ai un document legal care să demonstreze vârsta pe care o ai. Dacă ești un copil în India, un băiat în India, a cărui naștere nu a fost înregistrată și nu ai un certificat de naștere, poți să mergi la închisoare și să fii pedepsit ca un om matur, pentru că tu nu ai dovadă a vârstei tale. Scot copiii lumii din anonimat. Anual, în lume, pe glob, sunt 51 de milioane de copii a căror naștere nu este înregistrată. Pentru noi, cetățenii Republicii Moldova, care avem certificat de naștere înainte de a ști despre asta, este ceva foarte nou. A fost nou pentru mine să privesc lucrul ăsta ca o problemă atunci când am fost angajat în cadrul organizației în care sunt acum. În două cuvinte, certificatul de naștere sau înregistrarea nașterii, recunoașterea existenței unui copil este parte din ceea ce numim noi protecția copilului. Și în afară de asta, această bucată de hârtie îți oferă accesul la servicii în unele țări din Africa sau Asia sau America Latină, țările post-sovietice, înregistrarea copiilor sau certificatul de naștere este ceva normal. Pe glob însă asta este o problemă majoră, mai ales în Asia și Africa, America Latină, cum se mișcă mult mai repede. 80 de țări pe glob la moment nu au sisteme de înregistrare a copiilor eficiente. America se unec problemă cu băieților de o zi care unec coaie de la se mara mare care, dar pără puniște mare, fau.
মানে কিছু হলো মারে না হলো মারে তারপর আবার মানে ওই জায়গায় অনেক চুলকানি হয় তারপর মারামারি প্রচুর মারামারি হয় এই জন্য আমার অনেক ভয় করত এ ইন্টারেসান্ট সে ভিজ সে ডিসকোপের কুম reacția guvernului și reacția copilului atunci când îi vorbești despre importanța unui certificat de naștere pentru că sau înregistrarea nașterii. N-aș vrea să separ lucrurile astea pentru că există o explicație pentru asta care este una lungă. Dar guvernul vede beneficiile prin prisma sistemului. Sistemul sau înregistrarea copilului va genera date, datele vor genera indicatori. În același timp, ceea ce noi încercăm să... Individul înțelege beneficiile atunci când îi explici că dacă ai un certificat de naștere să poți să mergi la școală sau dacă ai un certificat de naștere să poți să beneficiezi de vaccinare gratuită, pentru că asta este o problemă iarăși. Dacă tu nu existi nici pe o listă în cadrul statului, atunci tu nu ai acces elementar la vaccinul pe care copilul trebuie să-l primească până la o anumită vârstă. Și am încercat să înțeleg ce ar face pe o mamă să-și înregistreze copilul, care ar fi motivația. Și s-au făcut câteva studii în lume cu aceeași întrebare și s-a ajuns la concluzia că mamele își doresc ca virgulă copiii lor să fie fericiți. Foarte simplu, dar cum definești fericirea pentru copil? Și iată interviurile cu mamele, am încercat să înțeleg ce înseamnă fericirea pentru o mamă din Africa pentru copilul ei sau ce înseamnă fericirea pentru o mamă din Asia pentru copilul ei și e interesant că răspunsurile pe diferite continente sunt aceleași. Fericirea pentru copilul meu înseamnă două puncte. Copilul să fie sănătos, să meargă la școală, să ia un job, să-și construiască o casă, să aibă o mașină și să trăiască până la adânci bătrânețe. Și formula este aceeași în orice colț al lumii și e interesant că certificatul de naștere are o legătură cu toate etapele fericirii pe care mama le descrie. Count me in. Count me in. Count me in. Mane bangi bigo kevese. Eta jono. Eta mane amar bie ta mane kevese. Asta fac de 15 luni de zile. Și cred că cea mai grea parte sunt 2-3 minute momentul deplasării până la microfon. Pentru că atunci se creează o liniște cumplită și toată lumea se focusează asupra ta, pentru că sala este foarte mare. Dacă sunt 200 de oameni în sală, tu devii atât de mic. Dar în momentul în care ajung la microfon, sunt foarte mult motivată de acei copii pe care îi văd în teren atunci când sunt în Africa sau atunci când sunt în Asia și nu mai simt că vorbesc eu, Nicoleta Panță, eu simt că vorbesc eu în numele celor 51 de milioane de copii care anual rămân invizibili, rămân în anonimat și nimeni nu știe despre existența lor. Lucrul ăsta te face mult mai puternic, îți face vocea mult mai tare și interesant că atunci când mesajul este comunicat în acest mod și reacția din sală și a reprezentanților guvernelor este altfel. Nu ne vom dansa de bine, doamne, am zis că nu te vezi. Am aici, am eu cum o avut o casă, nu te vezi, am aici, dar de bine care te vezi. În tot lucrul ăsta, eu am înțeles că noi totuși moldovenii suntem mult mai fericiți. Mai ales în acest context. În continuare, vă invităm să vizionați împreună cu noi o nouă serie din ciclul I Love. De această dată, fiecare ar putea exclama I Love Ochnița. Noise.
În Republica Moldova e deschiderea lunarului olimpic. Se începe el cu cursa olimpică, care noi facem tradițional la Ocnița, aici la Piața Centrală, la Comitetul Executiv. Anual se adună în jurul la 1000 de participanți pe diferite grupe de vârste, cu un start unic și pe finish diferite. Ziua a fost frumoasă, participanții au fost prezenți așa în număr de care noi ne-am fi dorit. Ascultăm acum mesajul pozitiv cântat de corul de bărbați Brio Sonores. De fiecare dată vă împărtășim speranța că toate istoriile prezentate de noi vă inspiră la fapte bune. Vorbe și fapte, toate bune!
Aici se încheie ediția de astăzi, iar noi ne revedem exact peste o săptămână, sâmbătă la 17:50 și în reluare tot la Moldova 1. Și nu uitați că ne vedem oricând pe știripozitive.eu, unde ne puteți transmite idei despre oameni, lucruri, locuri și evenimente pozitive. Până atunci, să ne auzim de bine, Moldova!